Sfârșitul lunii mai aduce o vreme capricioasă, în toată țara ploile își vor face apariția. Pentru următoarele zile și sfârșitul de săptămână, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de instabilitate atmosferică. Vremea va schimba foaia și va deveni instabilă cu precădere la munte, în sudul, centrul și estul țării. Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, izolat, căderi de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metrul pătrat, iar pe arii restrânse 30-50 de litri pe metrul pătrat. Astfel de fenomene se vor semnala și în restul teritoriului, dar pe suprafețe mai mici și pentru intervale scurte. După data de 28 mai, răcorirea vremii va determina înregistrarea unor temperaturi în jurul celor normale, la amiază 22-25 de grade, iar în unele zile chiar sub cele specifice perioadei din an, mediat regional maxime de 19-22 de grade și minime de 8-12 grade. Probabilitatea de ploaie va fi ridicată și în intervalul 1-3 iunie. O încălzire a vremii este estimată din nou după data de 3 iunie.